De partea vorbim și despre vreme, o vreme în schimbare. După furtuna Pia, care a făcut ravagii în toată țara, temperaturile cresc brusc. Maximele vor fi și cu 14-15 grade peste normalul acestei perioade. Și mergem în acest moment la Administrația Națională de Meteorologie. Alina Șerban mi se alătură cu toate informațiile. Suntem curioși să aflăm ce ne pregătește vremea de aici încolo, unde vor fi acele temperaturi de 17-18 grade Celsius și ce vreme este anunțată în zona montană. Alina Șerban, bun găsit! Bun găsit tuturor! Ei bine, vremea se va ameliora treptat dacă ne-a traversat un pasaj frontal rece ce a determinat în mod deosebit intensificări ale vântului, chiar puternice și asociate și cu ninsoare, în mod deosebit în zonele montane. Dacă s-a depus, a nins în multe locuri și s-a depus strat de zăpadă, vremea se va ameliora treptat începând de astăzi, astfel încât vântul va slăbi treptat în intensitate, se va restrânge ca arie. Vom mai avea intensificări pe parcursul zilei de astăzi în partea de sud-vest și de centru a țării, precum și în zonele montane, iar începând de la noapte și pe parcursul zilei de mâine, în nord-vestul și centrul teritoriului și din nou în zonele montane. Vorbim de rafale în general de 55-65 de km pe oră în zona joasă de relief, peste 70-80 de km pe oră la munte, iar la altitudini mai mari de 1500 de metri în Carpați meridionale astăzi vor fi rafale de peste 110-120 de km pe oră și se vor mai asocia cu ninsori, astfel încât va fi viscol puternic, zăpadă troienită, vizibilitate mult redusă, iar mâine intensitatea vântului se va muta în zona Carpaților orientali, unde la fel la altitudine de peste 1500 de metri vom avea rafale de 120-130 de km pe oră, însă de data aceasta nu se vor mai asocia cu ninsori. De ce? Pentru că spuneam că vremea va intra într-un proces de încălzire care va transforma precipitațiile de data aceasta din ninsoare în lapoviță și apoi în ploaie. Precipitații pe care le vom avea în această după-amiază, la noapte și mâine, temporar în partea de nord-vest și de centru a teritoriului. Chiar și la munte, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și apoi în ploaie. Vom avea și cantități moderate, 15-20 de litri pe metru pătrat, în mod deosebit în nordul Carpaților orientali și în munții Apuseni, acolo unde vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Deci un pic de atenție în zonele respective. Vorbeam de încălzire, acest lucru însemnând că vremea va deveni deosebit de caldă pentru această perioadă, mâine în mod deosebit, în prima zi de Crăciun. Adică temperaturile maxime vor fi de până la 16, 17, 18 grade în mod deosebit în partea de sud a țării, în condițiile în care acolo, la momentul acesta, ar trebui să avem cel mult 3-4 grade. Vremea se va menține mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, cam toată săptămâna. Deci până la sfârșitul anului, chiar dacă vom mai avea variații de la o zi la cealaltă și de la o regiune la cealaltă, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal a avea la această dată.